Bună ziua și bine v-am găsit pe startup.ro, pe un interviu din seria Afaceri mici, idei mărețe, un proiect startup.ro susținut de Banca Transilvania, un proiect în care discutăm cu afaceri din România care ne-au surprins, care inovează, care transformă domenii în care se află. Iar astăzi discutăm cu Cristian Tucra de la Beiuș Cosmetics, o companie din Beiuș, care produce apă termală aici în Transilvania și de la care vom afla toate detaliile. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața, Vlad! Mă bucur pentru inițiativa de a avea acest interviu cu un brand foarte tânăr liderat pe piața cosmetică din România. Pentru că, iată, menționez că e un brand tânăr. Vreau să mergem un pic și să explicăm celor care ne ascultă sau ne urmăresc cum a început Beiuș Cosmetics, iar pentru care se scrie cu Y, ca să caute oamenii ulterior. Cum ați început, cum a venit ideea de a lansa un brand de apă termală din Transilvania? Ca orice poveste, a început cu o întâmplare. Dacă ar fi să ne raportăm la începuturi, am putea să împărțim în trei etape evoluția brandului Beiuș. De la idee la proiect, de la proiect la implementarea lui și, în sfârșit, încercările facerii de a intra pe piața românească. Începutul a fost acum vreo 4 ani de zile, când întâmplarea a făcut să fiu prezent la o întâlnire cu autoritățile locale din Beiuș, unde au fost prezentate câteva oportunități de dezvoltare a localității, plecând de la resursele locale și naturale pe care le are această zonă. Eu fiind clujan, deși la origine sunt orădean, cu rădăcini și în Beiuș, bunicii mei au fost profesori, mulți ani de zile, eram oarecum familiarizat cu zona și cu oamenii de acolo. Iar în cadrul discuției purtate cu autoritățile, mi-au relatat de existența unei ape termale și pe care am și luat-o în considerare și am și, să zicem, am fost la fața locului să văd această sursă de apă. Apoi, la întoarcerea mea la Cluj, am stat și am analizat, ok, în afară de partea de dezvoltare în zona turismului balnear, ce altceva s-ar mai putea face cu această apă. Și ulterior, sigur, la început, în bună măsură pe intuiție, multă, pe analize empirice, am început să iau în considerare oportunitatea de a valorifica proprietățile apei în zona cosmetică. Și ca prima inițiativă am solicitat Institutului Național de Balneologie din cadrul Ministerului Sănătății să se deplaseze la Beiuș și să ia probele de apă pentru a face analiza fizico-chimică și microbiologică a apei și inclusiv eventualele proprietăți terapeutice. După aproximativ 6 luni de zile am primit raportul și a fost încurajator, având în vedere compoziția interesantă a mineralelor și oligoelementelor pe care le conține, dar și puritatea apei. Apoi, cu sprijinul și cu deschiderea doamnei profesor Mirela Moldovan, care este coordonatorul Catedrei de Dermatocosmetice din cadrul Facultății de Farmacie din Cluj, dar și sprijin în familie, cum ar fi soția mea care este medic, am început să analizăm mai în profunzime
calitățile și proprietățile potențiale ale apei în zona dermatocosmetică. Am luat hotărârea să iau legătura cu Euroscience, lider global în analiza produselor din zona medicamentelor și a cosmeticelor. Și în baza contractului încheiat, am proces la analizele de fond, analize clinice și dermatologice, care au durat aproximativ 6 luni de zile, iar rezultatele au fost extrem de încurajatoare. Din perspectiva proprietăților și a eficacității dermatocosmetice. Cam asta a fost faza de maturizare, primul pas în demersul de a pune în practică, respectiv de a elabora proiectul de investiție și de a-l aduce în faza de operare. Prin urmare, a urmat următorul pas de identificare a terenului și respectiv a surselor de finanțare a proiectului. Și, într-un final, proiectul a fost realizat din surse financiare nerambursabile, din fonduri europene, o bună parte, și o parte din surse proprii care s-au acumulat de-a lungul timpului, din activitatea pe care am desfășurat-o în calitate de consultant, dar și din alte surse proprii. Așadar, ca să facem un rezumat practic, a început totul la o întâlnire cu autoritățile locale de acolo din oraș, ceea ce e un lucru încurajator când autoritățile vorbesc despre oportunitățile din zonă. Ați făcut acest studiu pentru că vorbim practic de un produs care trebuie să studiați, să vedeți dacă are, poate avea acele calități pe care să reprezentați publicul. Și pentru că menționai de experiența anterioară a ta, înainte să intrăm în mai multe detalii despre acest brand, ce experiențe anterioare ai avut? Menționai de consultanță, ce alte experiențe antreprenoriale ai avut care te-au ajutat până în momentul acesta a lansării afacerii? Experiența anterioară m-a ajutat într-un fel destul de mult, pentru că întâmplarea a făcut să lucrez într-un domeniu care ține de ape. Am fost director general în cadrul Institutului Național de Chimie la Roca Dupan din Cluj, aproape 5 ani de zile, și am coordonat cercetarea și producția în domeniul senzorilor electrochimici pentru determinări de pH de ion selectiv. Prin urmare, vorbeam de apă și iată că experiența m-a ajutat, pentru că eram oarecum familiarizat cu zona aceasta. Iar din perspectiva antreprenorială și a investițiilor, vreo 5 ani am fost director general la un parc industrial mare din Cluj și apoi zona asumată ca parcurs individual pe zona de consultanță în domeniul proiectelor investiționale cu predilecție în zona accesării de fonduri europene. Deci, dacă le adunăm pe toate, se împletește partea de experiență în zona apei cu cea financiară și de capacitate de a maturiza un proiect investițional. Menționai de faptul că, cumva, începuturile sunt acum 4 ani. Când a fost practic începutul, când brandul a ajuns pe piață, ați avut un produs pe care să-l dați către public? Foarte recent. Dacă ar fi să vorbim la modul foarte concret, undeva în iunie a fost o lansare oficială pe piața din România. Și aici a fost o perioadă prealabilă de aproape 6 luni de zile de a identifica parteneri,
care sunt consacrați pe piața de distribuție în zona pharma și în zona beauty. Și într-un final am încheiat un parteneriat, cred eu, foarte bun, foarte solid cu cel mai mare distribuitor din România de mărfuri generale, dar și de produse dedicate zonei pharma. Este vorba de Interbrand Sportico. Ei au asumat într-un fel intrarea pe piață și astăzi suntem prezenți la câteva luni de la lansare în peste 700 de farmacii și sper ca începând cu anul viitor, la începutul anului viitor, să intrăm și în marele lanțuri naționale pharma, cum ar fi Dr. Max sau HealthNet sau Catena. Cred că acum în decembrie, în următoarele zile, vom fi prezenți pe rafturile farmaciilor T și BBT. Oricum e un parcurs impresionant pentru o perioadă atât de scurtă din momentul lansării. Vreau să mă întorc puțin, pentru că menționai de cum ați analizat practic componența apei termare, v-ați dus către practic instituție care pot să vă spună dacă ceea ce aveți acolo e de scos pe piață până la urmă, pentru că, cum spuneai și tu, e un produs care se vinde în farmacii. Ce are diferit apa termală de acolo din Beiuș, care va convins și a convins aceste institute să mergeți mai departe, practic? Este foarte bine venită întrebarea. Practic, la baza brandului Beiuș, se află spray-ul facial cu apă termală, un produs dermocosmetic de calitate premium, spunem noi, care îmbină o gamă largă de acțiuni, aflându-se la interfața dintre cosmetică și dermatologie, fiind deci un produs de intenție cotidiană, dar și cu valențe terapeutice, în special pentru îngrijirea pielii sensibile, acneice și atopice, având proprietăți calmante, purificatoare și reparatoare. Cu ce ne diferențiem? Sunt trei paliere extrem de importante. Practic, din perspectiva tehnologiei pe care o realizăm, o utilizăm în condiționarea spray-urilor, este următoarea. Practic, folosim cel mai curat și ecologic sistem de condiționare și de propulsie aerosolurilor cu ajutorul tehnologiei BeconVAS, prescurtat BOV. Este o tehnologie de tip pharma care, practic, are acest avantaj de a nu amesteca produsul cosmetic, în cazul nostru apa termală, cu gazul propulsor. Practic, apa termală este ținută într-un recipient interior steril și deci nu se află în contact cu agentul propulsor. Din această perspectivă, suntem singurul brand pe piața Face Mist Water care utilizează această tehnologie și care îi conferă apei păstrarea proprietăților intim seci nealterate în contextul în care apa practic o extragem de la peste 2500 de metri adâncime și intră direct în acest sac steril, în termen popular sac, ferindu-l de orice contact cu mediul exterior. Asta, cred, în timp, după ce consumatorii vor sesiza și vor citi cu atenție specificațiile etichetei, vor sesiza această valoare adăugată și proprietate care
îi conferă consumatorului o protecție suplimentară și deci o apă cu calități, cu calități inițiale păstrate fără a fi afectate în niciun fel. Apoi, utilizând această tehnologie, ne conferă și un alt avantaj, dacă ar fi să-l concentrăm într-un cuvânt, într-o propoziție în termeni englezești, să zicem așa, what you pay, it's what you get. Asta ar însemna că la aceeași volum al flaconului, consumatorul primește cu aproximativ 30% mai multă apă termală. Asta pentru mediu și pentru sistemul ăsta de reciclare este un avantaj și pe de altă parte, într-un volum mai mic, consumatorul primește o cantitate mai mare de produs cosmetic. Pe de altă parte, trebuie să o spunem, este un produs 100% românesc. Așa cum știți, pe piața Pharma, cu predilecție acolo găsim acest gen de produse pe bază de apă termală și aici ne referim în mod particular la spray-urile cu apă termală. Competitorii noștri principali sunt apele franceze. Da. Și vorbim de branduri globale foarte importante, cum este L'Oréal, care deține brandurile Vichy și La Roche-Posay, apoi Pierre Fabre, care deține renumitul brand Aven, apoi este Uriaș și compania românească Ivater, care exploatează apa termală din Herculane, însă ei nu condiționează apa în România, ci o realizează în Franța, adică pe știu. Deci este un produs 100% românesc, care provine din izvorul termal al Munților Apuseni, mai precis din izvorul din acviferul Triasic al munților Bihorului și Codru Moma, o apă deci din Transilvania, îmbuteliată în localitatea Beiuș, fiind extrasă la sursă de la peste 2500 de metri adâncime. Astea sunt elemente care ține de partea de tehnologie și de individualizare a brandului. Din perspectiva beneficiilor adjuvante, extrem de important, având în vedere mineralizarea unică a apei termale Beiuș, ea se distinge în primul rând prin eficiența sa dovedită în îngrijirea pielei acneice și atopice. Practic, studiile clinice au relevat că după o simplă aplicare, la 10 minute de la aplicarea, de la pulverizarea pe față, activitatea bacteriilor generatoare de acne scade cu 35%. Mi se pare extrem de relevant, mai ales că vorbim aici de o populație de peste 50% care este afectată mai devreme sau mai târziu de probleme acneice, cum ar fi și generația tânără aflată la pubertate și care se confruntă cu acest gen de probleme. Deci plaja este una largă și beneficiul este unul extrem de important dacă e să privim din perspectiva adjuvantului. Astea sunt, să zicem, foarte sintetic, principalele elementele care țin de unicitate și prin care încercăm să ne diferențiem. Mi se pare foarte important ceea ce ai menționat. Unul, în primul rând, faptul că dincolo de sursa apei care este aici în Munții Apuseni, vorbim și de o producție locală. Așa că vreau să, mie mi se pare deși rezultatul final este simplu, ca orice produs în spate are foarte multe investiții, cum menționai și tu, în tehnologie, în
flaconul în care puneți apa, în modul în care îmbulteriați până la sursa apei. Ce investiție ați avut nevoie pentru a ajunge în momentul acesta, vorbeai de iunie-iulie, când a ajuns produsul pe piață, ce investiții ați avut nevoie până atunci și înspre ce zone s-a dus acea investiție? Păi dacă ar fi să adunăm toate sursele alocate de la început până în prezent, depășim jumătate de milion de euro. Pentru un startup e mult sau poate mai puțin decât alte startup-uri, dar în orice caz s-au alocat resurse destul de consistente. În mod firesc, sprijinul fondurilor europene a fost determinat, mai ales că vorbim de un startup cu riscurile inerente, pe o piață complicată și într-un timp nu foarte favorabil. În contextul pandemiei, piața a fost extrem de pulversată și a existat o reticiență din partea distribuitorilor, dar și a retailerilor de a mai beneficia de un produs nou pe piață. Resursele au fost alocate în principal în zona de construcție, a clădirii, de dotări cu echipamente și instalații specifice, echipamente de producție, echipamente de laborator și apoi tot ceea ce ține în amonte și aval de un proiect investițional, de la zona de avizare, autorizare, partea de branding, care a fost o componentă importantă și intrarea propriu-zisă pe piață. Cam pe aici suntem. Menționai de faptul că v-ați dezvoltat și ați început cu ajutorul fondurilor europene, un aport foarte important pentru începutul afacerii, pentru că da, iată, inclusiv, vorbim de... Inclusiv componenta de sprijin post-finalizare proiect din partea Băncii Transilvania și aici vreau să întăresc disponibilitatea și implicarea efectivă a Băncii Transilvania în a susține un produs și un brand local. Din punctul ăsta de vedere, aprecierea este pe măsură. Într-adevăr, și rămânând în această zonă, ce program practic ați accesat pentru fondurile europene pentru a putea să vă dezvoltați? Programul cel destinat IMM-urilor, care s-a derulat din programul operațional regional 2014-2020 din Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Am înțeles. Pentru că cumva povestea asta pe care ne-ai spus-o începe în acel moment în care ai aflat de ceea ce există acolo în Beiuș. Voiam să aflu mai mult ca o curiozitate personală, practic, cât de dificil este, practic, să poți avea acces la un asemenea izvor de apă termală, practic, pentru a exploata și ce birocrații, să spunem, ar trebui să ia în calcul un antreprenor care avea să se ducă în această zonă. Cum vă spun sincer, în cazul meu s-au adunat astfel. Aproape de fiecare dată când preconizam că vor fi probleme și obstacole birocratice, de fiecare dată lucrurile s-au luminat. Însă absolut step by step. Partea de avizare, spre exemplu, a fost una mai dificilă. Mai ales în cele două zone, cele două componente, cea de sănătate publică și partea de mediu, unde, da, într-adevăr, a durat aproape 9 luni de zile partea asta, dar în rest, din partea autorităților locale, a fost o deschidere absolut salutară și trebuie să recunosc că n-am primit nicio piedică.
Adică lucrurile din perspectiva asta, asta au decurs poate neașteptat de bine. Însă timpul este cel care se cuantifică cel mai mult. Trebuie să ai foarte multă răbdare și tenacitate și să le iei pas cu pas. Și totdeauna să ai la îndemână cel puțin două variante. Asta e, într-adevăr, e un sfat foarte, foarte bun și oricum e foarte bine de aflat că, până la urmă, asta este dorința oricărui antreprenor, ca autoritățile, chiar dacă procesul necesită răbdare să îi susțină în ceea ce fac, măcar să le deschidă drumul. Menționai de piață și, într-adevăr, e o piață extraordinar de competitivă, cu niște jucători enormi pe care ați intrat. Cum vedeți voi acum, după aproximativ 6 luni de când sunteți pe piață, această competiție? Dacă o putem numi competiție, dacă voi vă uitați practic la jucătorii aceștia care sunt de 1000 de ori poate mai mari la nivel macro decât voi, dacă vă uitați ca o competiție? Cred că există loc în piață și pentru branduri, aproape la început de drum, pentru branduri mici. Și asta și pentru că dacă ar fi să luăm în calcul și ultimele anchete sociologice din perspectiva consumatorului român, observăm, mai ales în zona asta a generației tinere, o schimbare de paradigmă, de percepție și observăm orientarea consumatorului spre produsele locale, spre produsele premium, lumea devine mai conștientă, preferă să achiziționeze un produs poate mai scump, dar calitativ superior. Și cred că pe această nișă, dacă ar fi să luăm în considerare tehnologia și calitățile apei noastre, cred că există o nișă în cadrul acestei piețe care ne poate favoriza. Și vă spun, feedback-urile sunt foarte pozitive. Sunt cele două elemente, componenta, să zicem, românească, de produs local românesc, cu această amprentă regională, cea a Transilvaniei, care rezonează foarte pozitiv și în restul regiunilor țării, dar și în străinătate. Transilvania are o amprentă pozitivă și de aceea am considerat că ea trebuie cumva scoasă la lumină și, așa cum am observat, sunt și mulți alți antreprenori care au încercat să asocieze produsul cu originea, cu localitatea de unde provine acel produs. Așa fac și francezii. Da. Dacă ar fi să ne uităm la denumirea acestor branduri, avem, este o localitate și o importantă stațiune Bagneau din Franța, la fel Uriaș, la fel Vichy, la Roche-Posay, deci toate țin de amprenta locală. Acolo, de altfel, de unde se valorifică resursa naturală. Și în cazul nostru vorbim de apa termală. Și ei sunt foarte mândri și fac orice ca să-și pună în evidență toate aturile. Cred că din perspectiva asta, și este îmbucurător că generația tânără, consumatorii tineri, devin mult mai atenți cu produsele locale și cu potențialul. Cumva și generația mai în vârstă și generația mea, încercăm să ne reîntoarcem la origini. Pentru că constatăm, având acces acum și la produsele internaționale, că sunt multe produse românești care au fost date uitării și care acum în memorie revin și descoperim, stai puțin, că și produsele noastre pe anumite nișe, nu peste tot, au fost și sunt de calitate. Și
cel puțin pe piața locală, cred că ăsta poate să fie un argument că produsul ar putea să aibă o șansă în dezvoltarea brandului. Da, că poate am trecut peste această fantezie a produsului străin, care poate venea în trecut dintr-o anumită lipsă, neavând acces la ele atunci când au apărut, a fost o fantezie până la urmă. Menționai de faptul că în momentul de față sunteți în 700 de farmacii, că lucrați cu cei mai mari distribuitori, cu Interbrands. Din nou, un lucru extraordinar la început de drum. Învățând din această experiență a lansării produsului pe piață, cum faceți să ajungeți la consumatori, dincolo de a fi pe raft, dincolo, pentru că, într-adevăr, acolo e o luptă dificilă. Cum ajungeți către clienți? Păi, acum avem acces la comunicarea asta online. Avem o pagină de Facebook, avem partea de Instagram, promovăm de vreo 2-3 luni de zile și pe zona asta de Google. Avem pagina de website, unde avem și magazin online. Încercăm pe aceste canale, luând în considerare profilul consumatorului, să interacționăm cu ei. Acum lucrăm, de exemplu, la un sondaj, să zicem, pentru a vedea într-o manieră mai complexă feedback-urile din partea consumatorilor care au achiziționat produse fie de pe platforma noastră, fie de pe alte platforme online unde avem acces la baza de date. Și încercăm până la sfârșitul lunii decembrie să încercăm o radiografie a modului în care consumatorul percepe produsul și din perspectiva calităților propriu-zis, dar și din perspectiva imaginii ca brand. Și asta ne va ajuta să gândim în perspectivă o comunicare, să zicem, mult mai deschisă și mult mai apropiată spre consumatorii noștri ținte. Sigur că zona asta online devine din ce în ce mai importantă și în egală măsură destul de sofisticată și destul de scumpă. De aceea, acest melanj, această combinație între zona offline și cea online este extrem de importantă. Eu sper că, odată ce reușim să pătrundem mai profund pe canalele de desfacere, în special în zona pharma, dar și în zona magazinelor beauty, în acest moment se lucrează la o strategie de a intra pe marele lanț de retail și odată cu prezența masivă a produsului, cred că acest lucru ne va ajuta, pentru că consumatorul de regulă încearcă să caute mai multe informații despre produs și atunci, intrând în zona asta de online, descoperă mai multe informații. Și cred că această combinație ne poate ajuta. Suntem la final de 2021, în momentul acesta când vorbim, că vorbim pe 13 decembrie. Care sunt planurile voastre pentru 2022? E primul an integral cu un produs lansat pe piață pentru voi. Ai menționat de faptul că vreți să vă extindeți acoperirea și distribuției, să fiți în cât mai multe magazine unde intră potențiali clienți. Care sunt celelalte planuri pentru voi? Deci, pentru a continua obiectivul de penetrare pe piață, în 2022 ne-am propus să fim prezenți în toate lanțurile naționale, asta înseamnă aproximativ 2000 de farmacii, plus încă 1000 de farmacii locale sau cu amprentă regională.
în zona de rețea națională beauty, cum ar fi DM, spre exemplu, sau în alte lanțuri relevante pentru acest gen de produs. Ne pregătim să facem primul export. Tragem nădejde că până la sfârșitul anului facem un prim lot de export în Statele Unite. Acum lucrăm la partea de ofertare pentru transport. Am reușit să încheiem un contract de export în Statele Unite și acum 3 săptămâni am semnat un contract de agent pentru export pentru Asia, în special China și Hong Kong. Să sperăm că începând cu primul trimestru din 2021 să putem bifa primele exporturi pentru Vegas. E foarte important. Dacă ar fi să vă dau un exemplu, unul dintre principalii competitori, ca să nu dau numele, vinde la fiecare o secundă un spray cu apă termală în China. Deci este o piață extrem de mare și unde apele termale sunt extrem de apreciate, motorul fiind principal fiind sprayul cu apă termală. Felicitări cum pentru pașii pe care îi faceți, pentru că sunt... De luni de zile, dar acum se concretizează, comanda este făcută, însă așteptăm clarificări din partea transportatorului. Probabil știți, pe zona asta de logistică e o mare, mare problemă, iar prețurile au luat-o asta. Da, asta într-adevăr. Nu e o perioadă fericită în care să porniți exporturile. Deci toate se suprapun cu aceste obstacole, dar cred că vor fi depășite. Apoi lucrăm intens, sper la jumătatea anului următor, să beneficiem de un voucher, o sursă nerambursabilă pe noua perioadă de programare POR 2027, dacă da. Bine, care să fie destinată pe continuarea cercetării și diversificării produselor. Cel mai probabil vom încheia un contract de colaborare cu un laborator consacrat din Franța. Și aici sperăm, am început primele discuții cu cei de la UMF Cluj, cu Facultatea de Farmacie, cu Departamentul de Dermatocosmetică, să ne fie consultanți în acest demers de a începe procesul de diversificare. Asta înseamnă creionarea specificațiilor tehnice, partea de cercetare și lansarea unui lot de produse noi pe bază de apă termală cu alte ingrediente active, încercând să mergem pe o filozofie de beauty clean și din perspectiva packing-ului, dar și din perspectiva ingredientelor active. Și aici mă refer în mod concret la loțiuni, creme, care să aducă o valoare și să completeze gama actuală de produse. Va fi un proces, probabil, care se va desfășura până la sfârșitul anului viitor, iar dacă lucrurile merg bine, tot din perspectiva accesării unor fonduri nerambursabile, să facem o extindere a capacităților de producție, astfel încât condiționarea viitoarei game de produse să se realizeze local. E bine să ca cei care ne urmăresc sau ne ascultă să vadă astfel de exemple, inclusiv din zona aceasta de colaborare între mediul privat și mediul universitar, ca să avem capacitățile acelea de cercetare și să le punem în business practic.
O acum pe final voiam să te întreb în primul rând câți oameni ai acum la Beius Cosmetics și bănuiesc că sunt și cât sunt acolo practic în Beius la centru de producție. Acum suntem într-o echipă în format mic, 5 oameni. Să sperăm că din primul trimestru vom mai face angajări. Acum să finalizăm forecast-ul pentru 2022. Au fost și sunt încă mai probleme de aprovizionare de pe piața internațională. Din păcate, materialele le aducem din spațiul Uniunii Europene. Turbulența asta pe piața de aprovizionare, pe piața logisticii, a devenit una foarte complicată. Și să sperăm că reușim să deblocăm aici aprovizionările și dacă forecast-ul este cel pe care noi îl preconizăm, asta probabil în următoarele zile cu colegii de la Interbrands vom finaliza, sper să ne dublăm echipa. Cristiana, la final aș vrea să transmiți un mesaj antreprenorilor care ne-au urmărit. Din experiența ta, din experiența ultimilor ani, de a începe practic un vis de la zero cu totul și cu foarte multă răbdare. Ce mesaj ai avea pentru cei care sunt în poziția aceasta? Foarte mult curaj și un pic de inhibiția asta să fie cumva atenuată, chiar în contextul în care suntem bombardați zilnic cu evenimente care de multe ori nu au legătură neapărat cu realitatea din teren, și cu perseverență, și dacă cred în obiectivul sau ideea pe care ei o imaginează, să aibă curajul să ducă până la capăt lucrurile. Cristian, eveniment se poate depăși. Cristian, îți mulțumesc foarte mult pentru detalii. Felicitări pentru ceea ce faci și ceea ce ați reușit să aduceți pe piață și îmi doresc ca la finalul anului viitor să vorbim deja nu din perspectiva unei afaceri mici, ci cu reacția unei afaceri care s-a dezvoltat, a reușit să treacă și peste dificultățile logistice și să exporte și să fie un succes. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Vlad! Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit sau ne-ați ascultat. Dacă veți afla mai multe detalii, intrați pe startup.ro în secțiunea afaceri mici, idei mărețe. O zi bună!